Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit la mijloc de săptămână, dar la sfârșit de lună iulie. O să vorbim la actualitatea săptămânală în această seară despre un eveniment deosebit care va aduce și distracție, dar în același timp și o oportunitate de a, poate de a vă schimba locul de muncă sau de a vă găsi un loc de muncă sau de a vedea mai multe despre ce se întâmplă în județ și ce firme interesante avem în județul Satu Mare. Așteptăm așadar acel weekend, 5-8 august, pentru a vorbi despre Expo Industriei Satu Mare și mă bucur că e alături de mine Ștefan Bura, sau nu, eu știu de Istvan. Istvan Peter Bura Makšaj, servus, bine ai venit! Da. Da, cu numele meu e tot timpul problemă, cum spun în Satu Mare, și Istvan, și Peter, și Ștefan. În București, fan, în alții ăștori, e Ștefi. Cam așa sunt cunoscut în domeniul meu de lucru. Bine, ne-am întâlnit și putem puțin discuta despre acest eveniment, Expo Industriei Satu Mare, care într-adevăr între 5-8 august, adică săptămâna viitoare, de joi până duminică, o să fie în Grădina Romei. Da, e o locație deja cunoscută pentru sătmăreni în momentul în care vorbim de anumite evenimente care presupun și expoziție și standuri și, dacă vrei să stai, mai și plimbi și mai ai și loc de o scenă acolo, de distracție. Da, da, da. Grădina Romei tot timpul a fost un reper al evenimentelor în ultimii, chiar putem spune, 15-20 de ani. Anul acesta, când în ianuarie a pornit această idee de Expo Industriei Satu Mare, din start s-a gândit pe Grădina Romei. Adică ca să ducem evenimentul în Grădina Romei. Expo Industriei nu este o noutate. Dacă ne gândim bine, în ultimii 20-25 de ani au mai fost astfel de evenimente. În anii 90-2000, Camera de Comerț Satu Mare a organizat Expo în Casa de Cultură. În anii din 2015, dacă nu mă înșel, până în 2019 a fost la Interex parcarea acela fabricat în Satu Mare. Acest Expo Industriei preia toate cele bune și toate cele rele din acele evenimente. Nici de la rele nu vrei să scapi. Nu, că și din asta se poate învăța. Se poate învăța, adică experiența nu numai înseamnă că asta a fost bună și asta trebuie păstrat. Trebuie găsit și acel punctele negative sau punctele rele, cum se mai spun, ca să evităm. Dar trebuie să observăm. Noi, ca organizatorii, repede observăm care sunt acele punctele negre sau punctele rele al unui evenimentului și pentru aceea în fiecare an găsim soluția ca să mai facem bine, să mai fie mult mai echilibrat, mult mai benefic. Și acum, fabricat în Satu Mare, adică Asociația Germană Română Nord-Vest, este în spatele meu, bineînțeles. Fără ei nu prea puteam să organizez acest eveniment. Și chiar am vrut să spun niște surprize, dar lăsăm mai încolo. Hai să nu spune surprizele încă din primele 5 minute ale emisiunii. Practic, tot acest eveniment se adresează sătmărenilor, nu? Cum spuneam, am putea să îi spunem că așa e o bursă a locurilor de muncă care se îmbină și cu divertisment. Adică nu e o bursă neapărat a locurilor de muncă clasică, cum care știam. Mă duc, mă uit, poate acolo. Poate mă duc, văd un stand și mă gândesc, nu știu, peste jumătate de an îmi schimb meseria sau vreau ceva nou. Da, exact. Nu este o bursă de locuri de muncă clasic. Aici vorbim în primul rând despre peste 20 de firme care o să fie prezent la Expo Industriei Satu Mare, putem spune din fiecare colț al județului, din Satu Mare, din Carei, din Tășnad, din Negrești, adică așa au fost selectate firmele care vor participa la Expo Industriei, ca să putem arăta pentru sătmăreni, pentru locuitorii Sătmărenului și nu numai, că sunt sigur că o să vină și din Ungaria,
pus aproape vecinii noștri din Sălaj, din Marea Mureș, din Bihor. O să vine la noi ca să vede ce se întâmplă în județul nostru, în județul Satu Mare. Și diversitatea firmelor din județ o să ne arată că, într-adevăr, este un județ nu tipic clasic, cum a fost în anii 80-90, doar industria textilă. Asta întrebam eu înainte de emisiune. Știam, până în 90, ce a fost? Unio mare și tare, Mondiala, care era super cunoscută, și în rest aveam foarte multe ateliere practic de confecții. Și exact. Am avut textil Andrei Ardeleana, Tricotex. Așa. Și mobilă, cum spuneai, s-a mobilul și ce a mai fost. Astea erau industriile, la care se adaugă singura fabrică de aragaze sau aragazuri, că poți să spui cum vrei, care a fost 23 august. Acum este Retroluxul, se mai fabrică aragaze, da, și vă clar. Pot să spun că, și dacă se poate spune, ei sunt și un sponsor principal al evenimentului și chiar o să au un stand super tare, unde vineri, sâmbătă, duminică se va face prezentări de produs, adică cum se poate găti cu produsul respectiv, adică cu plita, cu cuptorul. Da, cu aburi, știu că am fost la o prezentare la un cuptor cu aburi sau ce era. Vine șef Bertic Kinga și ea o să ține astfel de prezentări. Noi așa am calculat că undeva în 6-8 astfel de secrete culinare o să ne arată Kinga cum se poate prepara un somn, o carne de vită cu echipamente Electrolux. Și am rămas și eu surprins că funcția aceasta așa mult știe, la de la un cuptor. Știam că există acasă, dar n-am folosit niciodată. Deci l-aveai acasă, dar nu știai că poate să-ți facă așa. N-am folosit niciodată. Dar exact, adică nu este un târg clasic. Într-adevăr, o să fie peste 200 de locuri de muncă anunțate. Vine Continentalul, vine Metamobul, pot să spun și nume. Sau... Atunci revenim puțin în sfera acela, să nu facem reclamă pentru... adică expozanții noștri, fiecare o să aibă anunțuri de angajare. Și putem spune, după informațiile mele primite de la firme, că de la portar până la director tehnic sau inginer producție sunt foarte multe tipuri de locuri de muncă. Inclusiv postul de conducere, că e surprinzător. Da. Va fi mai mult decât interesantă, probabil, prezentarea de weekendul viitor, că nu e weekendul în 5-8. Da, weekendul viitor. Weekendul viitor. De ce s-a gândit, de ce m-am gândit ca să facem și un astfel de mini-târ de job sau expo-job? Acum, cine cum spune că deja în ultimii 2 săptămâni am auzit în mai multe variante, eu așa m-am gândit că acum o să aibă șansă și cel angajatorul și cel angajat să se întâlnească într-un cadru clasic, într-un cadru prietenos. Adică nu între patru perete, unul întreabă, celălalt răspunde. Și nu neapărat pe Facebook sau pe mail sau... Exact, față în față. Adică eu așa am preconizat că vine domnul Marius, acum să spunem un nume oarecare, și o să spune la firma cu tare: uitați, eu am 25 de ani, am permis categoria B, dar îmi place să lucrez și cu stivuitor. Aveți nevoie un astfel de om? Și sunt sigur că așa comunicând, nu numai comunicare directă de la fabrică, că asta vreau, o să fie mult mai comunicativ. Adică tot evenimentul Expo acesta este gândit să fie un eveniment foarte creativ, foarte comunicativ. Eu, în general, așa mă gândesc când fac sau organizez evenimente, să fie cât mai familiar. Adică nu numai din familie, doar tata sau mama să iese afară la eveniment și copiii să stea acasă, adică și ei, ca să fie afară, să vină în grădina Romei, că și pentru ei este pregătit zone pentru copii. Chiar
în grădina Romeo sunt foarte multe zone în putem, se va putea distra. Și eu cred că după un an jumate, este și important acel factor de comunicare. Acel factor când putem să ne prindem de mâini, hai, bem o bere, bem un pahar de țuică, mâncăm un mici, doar simplu vorbim. Lăsăm telefonul, Facebook-ul, Instagram-ul sau tot ce este, lăsăm puțin acasă. A, pentru că și când vezi o invitație la o masă, îi vezi pe invitați, de fapt nu povestește nimeni unul cu celălalt, toată lumea se uită la telefon sau ce a mai apărut noutate pe vorba ta, pe Instagram, pe Facebook. Da, interesant. Știu evenimentele tale, în general, toate sunt cu target, nu doar în public țintă, ci majoritatea evenimentelor au fost pe familie sau fiecare parte, membru al familiei a avut ceva de făcut. Pentru că, să o spunem pe aia dreaptă, nu e primul eveniment pe care îl organizez. A fost înainte de pandemie, între cele mai reușite a fost și festivalul de bere de la Satu Mare și aș mai putea să dau exemple. Sunt. Ai ceva evenimente în spate organizate. Și o să mai fie. Și o să mai fie. Avem planul și deja pe anul acesta, încă mai avem un eveniment, dar încă este în formare. Dar este planificat undeva pe octombrie. Acum, deocamdată, locația este cât de cât sigur, dar despre acel eveniment puțin mai încolo. Asta am vrut să te întreb tu, ca organizator, că noi tot ne uităm cu jind, așa, uite, au făcut Electric Castle-ul din nimic, nu vorbesc de Antol sau ceva. Noi cum putem, că noi cred că asta la Satu Mare evenimente deosebite am avut, mai mereu. Ne-a lipsit acel, să spunem așa, zvânc, așa promovare în plus, poate, care să ne scoată în afara ariei noastre de aici, din județ. Adică să reușim să aducem mult mai multă lume și din afară, să ne vadă orașul, să ne vadă tradițiile, să ne vadă, uite, cum avem, ce avem noi aici. Am avut străini aici, cum vin să joace sau la basket sau la altă parte, care au rămas impresionați, că au văzut, ei nu știau apropo de Electrolux, nu știau de Continental, nu știau, aici se face Continental, nu știau, habar n-aveau. Avem ce arăta în Satu Mare. Da, avem ce arăta și trebuie să arătăm. Adică și campania de promovare și campania de puțin, dacă vorbim de marketing, este o campanie destul de bine gândită și foarte mult gândită pentru alte județe. Adică Clujul, Oradea, Sălajul, Maramureșul. Ok că și în Satu Mare, în județ, funcționează. Chiar am rămas surprins că m-au sunat și din localități care din județ, care am spus că este cam departe să vină la un astfel de eveniment, dar m-au sunat că oare o să fie post de cutare. Și am rugat frumos pe doamna respectivă că dați-mi 2 minute să verific. L-am sunat înapoi și am spus la 3 firme să fie astfel de posturi. Și a spus, bine, atunci nu vine singur, vine cu toată gașca. Adică vine cu 7-8 femei. Și am spus, asta da. Adică chiar ținta acela ca să chemăm cât mai mulți oameni care sunt interesate. Eu nu vorbesc că chiar acum să găsească un loc de muncă. Peste o lună, peste 3 luni, 4 luni. Dar să aibă informația de bază că sunt posturi. Că acesta este important. Și bineînțeles, dacă trecem peste hotare, mă refer din județul Satu Mare, putem promova firmele cu produsele lor. Asta este cel mai important. Și al treilea factor, artiștii care vin, ei ne promovează și mai mult. Și mai mult. O să avem din București, o să avem din Oradea, o să avem din Ungaria artiști. Adică ei sunt un fel de pionierii noștri. Adică merg acasă înapoi, acum e Budapesta, București sau Oradea sau alt oraș, o să exprimă. Uite, am fost la Satu Mare, un eveniment, Expo Industrie Satu Mare și am văzut produsul cu tare, că nici măcar n-am știut că în România se fabrică. Și acum am văzut că în Satu Mare se fabrică în realitate și am cumpărat despre cutare, site de magazin, produsul acela și am știut că este fabricat în Satu Mare.
Apropo de trupe, să nu treacă prea mult timp, noi tot vorbim aici, va fi Expo Industrie, dar avem divertisment și sunt chiar trupe și importante, dar și interesante și cred că ne e drag și ne e dor de un concert adevărat. Da, exact. Adică evenimentul este planificat pe 4 zile. Joi, vineri, sâmbătă, duminică. Joi, la ora 15 să fie deschidere oficială cu oficialitățile din județul Satu Mare, nu numai. Și la ora 18 o să începem scena, o să pornim scena, dacă vorbim de divertisment. DJ Gabi, DJ Levitius, echipa lor de DJ din Satu Mare, cele mai cunoscute din Satu Mare, ne-au pregătit un set. Ați rămas la suflet DJ, nu? Un set de 6 ore, aproximativ 5-6 ore, cu toate ritmurile, adică o să fie chiar foarte bun, chiar și o tentație, adică am dat numele acestui set DJ Party 2021. Adică cred că o să fie un punct foarte important, mai ales tinerile care, nu numai tinerii, bineînțeles. Vineri o să avem de la ora 18 un paradă modei, adică revenind la industria textilă, oricum vrem să-l ajutăm și pe segmentul acesta din industrie care din cauza pandemiei cred că au suferit cel mai mult. O să avem o paradă modei al producătorilor sătmărene, după care un concert surpriză, aceea întreaga ce spun surpriză, că vine Amadeus, formația Amadeus, care de ani de zile este cel mai, pot să spun că cel mai iubit formație din domeniul acesta de muzici și vin cu două seturi, adică o să fie un 30-35 de minute mai puțin clasic. Al doilea set nu spun nimic. Nu? Vă așteptăm să auziți. Lauri, hai că tu cu muzica, poate găsești ca să și atragem pe oameni, nu neapărat dăm cu sunet, dar măcar să și arătăm de ce zâmbim noi aici și de ce spunem că Amadeus va fi un punct mare de atracție. Da. După care seara vrem să închidem la ora 22 cu Black River Blues, un concert puțin mai pe rock, pe blues, pe muzică blues. Pe sâmbătă, bineînțeles, ora 17 o să începem deja concertele. Vine Sorin, vine Ella Bella pentru copii, că mie îmi și dor de copii și îmi și place când văd foarte multe copii în jurul meu. Vine Sânziana Toder, chiar eu cred că un cavaler, un pionier în domeniul acesta de muzică folk autentic, că putem spune că el într-adevăr, ea și formația lui, putem spune că chiar și cânte autentic muzica folk românesc. Vertij Fivirek Ash Band, ora 22, formația Children of Distance din Ungaria, cu un show de 90 de minute 100% live. Duminică puțin începe mai repede, că la ora 16 deja o să pornească concertele cu Phoenix Satu Mare, cu Sana, Royal Team, Stephanie. La ora 20 vine formația Taxi. Cum au spus, totul va fi bine. Da, totul va fi bine. Sau cele două cuvinte, cum era, da, au ei au piese extraordinare, deci na, ei o să ne ducă mai departe, cred că povestea acestui eveniment. Da, Dan Teodorescu. Și la ora 22 o să închidem cu un concert Kalapács Pokolgép, tot din Ungaria. Adică chiar am încercat să selectez cât mai multe stiluri, cât mai multe variante de muzică, că poate să găsească toată lumea porțiunea acelea, bucata acelea care îl place. Și eu tot timpul mă gândesc la orice vreme multicultural. Adică județul Satu Mare este un județ multicultural. Trăim împreună, lucrăm împreună.
atunci să distrăm și împreună. Da, și cred că fiecare își găsește locul lui acolo. Da. Ascultăm și muzică și de aici și de dincolo și până la urmă muzica e muzică. E despre cât de mult ne place să ascultăm și preferințele nu se discută, preferințele muzicale. Eu cred că va fi un weekend mai mult decât interesant pentru toți sătmărenii, după o perioadă în care, sincer, am avut așa, câte un weekend, câte un concert mic aici în centru, dar acum, în sfârșit, e rost de distracție. Da, foarte bine că colegii de la GMZ Anfirescu și ei organizează și chiar sunt și ei în foarte multă muncă este în concertele lor. Dar dacă vorbim de Expo, vorbim și partea acelea care cu restricțiile, adică nu restricții, conform legislației române, trebuie respectat anumite condiții de participare, adică pe partea zona scenei este obligatoriu 4 lucruri, adică să fii vaccinat, în primul rând, test PCR, nu mai aveai de 72 de ore, test antigen. Deci, să le spunem oamenilor, și scena va fi sus pe dâmb, sus pe dâmb, da? Care e să fie înconjurat, adică pe zona și scenei. Ce te faci dacă vin prea mulți vaccinați? Nu cred că o să vină așa de mulți. Eu sper că o să am foarte mulți oameni, dar așa sunt gândite evenimentele ca să putem respecta acele bareme care ne impune. Sunt condiții minime. Adică, ca să fim sinceri, deja cu vaccinul toată lumea s-a obișnuit. Am fost la anunț, deja și acolo se cere testul PCR sau vaccin. Eu, serviciul meu, de exemplu, oriunde mă duc în România, la fabrici sau în alte țări, când ies, automat se cere documentul că am fost vaccinat sau nu am fost vaccinat. Adică este un lucru minim, eu așa spun, orator, este un lucru minim ca să puțin respectăm anumite reguli. Bineînțeles, să ne spălăm pe mâini, să avem grijă unul de altul, să avem o distracție cât mai plăcută. Adică ca acum am văzut că se și, eu nu le zic neapărat doar relaxări, dar de la 1 august se mai simplifică unele lucruri. Da, bineînțeles. Eu vorbesc ora actuală. În data de 1 august s-ar putea vorbi deja altceva. În data de 5 august, iar altceva. Da, poate să fie altceva. Acum, sincer, te întreb, că tot vorbeam de vaccinare și cu organizatori de astfel de evenimente și de un foarte bun om de entertainment, de distracție. Și cum ai fi făcut campania de vaccinare ca să își atingă targetul, să zicem așa, ținta? Cum ai fi gândit-o? Pentru că, uite, guvernul chiar nu o recunoaște cu gura întreagă, dar nu și-a atins acele 5 milioane. Suntem pe penultimul loc în Europa, doar bulgarii sub noi, mai ales pentru publicul din mediul rural. Că orășenii aici, ai văzut, cei din oraș, cât de cât au răspuns vaccinării, pentru că noi mai vrem să mergem în străinătate, vrem să mergem la un concert, dar spre mediul rural cum ai fi Problema mediului rural nu prea sunt cabinete medicale. De aici pornește totul. Dacă ar fi în fiecare sat un cabinet medical permanent, ar fi mult mai ușor. Crezi că ar fi răspuns oamenii altfel? Mult mai ușor. Dar da, acum, umblând în România, eu umblu foarte mult. Adică eu lunar 5-6 mii de kilometri fac liniștit. Și chiar și am avut eu o problemă odată între două localități și trebuia să mai conduc încă 30 de kilometri ca să găsesc un medic sau măcar un asistent medical din cadru. Și chiar sunt foarte multe localități unde nu există nimic. Nu este medic, nu este cabinete medicale. Eu asta ar fi un lucru important. Cabinet medical în fiecare sat. În fiecare sat. Și dacă avem în fiecare sat, înseamnă că omul acela care, că e doctoriță sau doctor, este între oameni, poate să explică că de ce este bun vaccinul acesta. Asta ar fi părerea mea. Sau mai, și mai multe deplasări.
că într-adevăr sunt trupe mobile. Eu am văzut și pe ei umblând în România, chiar sunt mașini care merg între state. Asta două, că altceva... Da, omului de la țară nu poți să-i spui că hai că te vaccinezi ca să mergi la Antold sau să mergi cu avionul sau să mergi în străinătate. Nu, asta nu poți să-i spui. Dar dacă îi explici probabil că sănătatea lui contează și că uite, poți să trăiești tu mai liniștit sau așa, dacă și celelalte vaccinuri pe care le ia în viață, nu, eu nu cred că era nevoie neapărat de preoț acolo, ci mai degrabă, cum spuneai și tu, de, cadrul de medical. Un cadru medical. Cadru medical. Îți poate asigura confortul psihic. Nu trebuie să mergem prea departe. Și aici, în județul Satu Mare, sunt sate unde nu este cabinet medical. Da. Asta e. Acum vedem ce se va întâmpla de la 1 august încolo și mai ales în septembrie, când ne tot avertizează cu valul 4. Apropo de anul ăsta de pandemie, cât de mult a fost afectată industria la nivel de Satu Mare? Acum tu vorbești cu agenții economici. Noi ne plângem, în același timp ne plângem că sunt salarii mici în județ, dar în același timp sunt locuri de muncă foarte multe. Angajatorii se plâng că nu găsesc oameni care să vină să muncească. Unde e adevărul? Salariile nu sunt mari, oamenii vor să plece afară, care e? Nu, eu spun altfel. Eu spun din partea acela când al baricadei, cum se spune de multe ori, din partea aceea al fabricilor. În anul 2020 a fost un an care marea majoritate a fabricilor din județul Satu Mare vrea să uită. Adică producția a fost cum a fost, au trecut cum au trecut. A venit 2021 și au început să apar comenzi mult mai multe și, bineînțeles, dacă au comenzi, crește numărul de angajați. Ora actuală, eu nu spun că Satu Mare sunt cele mai mici salarii. Sunt alte județe unde sunt și mai mici salariile. Dar undeva la mijloc este adevărul cu salariile. Dar creșterea aceasta de producție înseamnă creștere de număr de angajați. Și dacă în ritmul acesta, în următorii 1, 2, 3, 5 ani, eu cred că marea majoritatea fabricilor din județul Satu Mare o să revine în acel rit care a fost în 2018-2019, cam acolo. Durează cel puțin 2-3 ani când se revine. Bineînțeles, dacă vorbim de o firmă care are acum 500 de angajați, dacă cifra lui de afacere crește, producția crește, concomitent, în aceeași număr crește și numărul de angajați. Numărul de angajați de la 500 până la 700, să dăm așa un exemplu, nu se poate face de pe zi pe cealaltă. Trebuie treptat. Adică dacă acum am pornit o linie de producție, o să am acolo, să luăm, dăm un exemplu, 10 oameni. Acele 10 oameni, în realitate, este 20 de oameni care 10 îl învață pe următorii. Până ce scoatem acel 10 din producție ca să-l învață pe următorii 10, iar e un timp, 2-3 luni. Adică fluxul acesta de a angaja oamenii și creșterea de producție, asta arată că ora actuală, într-adevăr, sunt foarte multe locuri libere în județul Satu Mare. Și eu cred că și peste anul viitor, și peste 2 ani, tot creșterea acesta o să continuă. Vorbind și informațiile primite de la fabrici. A fost o temere mare, mai ales în perioada pandemiei. Am văzut problemele din industria textilă, dar și din industria auto, mai ales în Satu Mare, mari angajatori sunt legați de industria auto. Automotive, da. Da, exact. Automotive. Și viitorul, oricum, firmele acestea, fabricii acestea din domeniul automotive, se va crește. Adică creșterea aceasta se vede clar că funcționează. Dacă ne uităm, indiferent spre Carei sau spre Cluj-Napoca, fabricile apar. Sau dacă nu, mai construiesc încă o hală, mai încă 100 de metri pătrați, încă 500 de metri pătrați. Și asta înseamnă că au comenz. Dacă au comenz, înseamnă că au nevoie de oameni. Dacă au nevoie de oameni, crește și produce, cifrarul de afacere crește.
Adică totul este legat. Ca, ca o roată, când a pornit roata acelea, ăla o să meargă. Acum rămâne de văzut. Am văzut și am mai citit, e o discuție întreagă acum la Cluj, pentru că toate facilitățile au fost făcute pentru domeniul IT-ului și că mulți dintre ceilalți deja încearcă să iasă din hub-ul ăla sau ce din, hai să zicem, bulă de la Cluj, și alții care nu sunt neapărat legați de IT s-ar cam reorienta, ar veni spre Zalău, poate chiar spre Satu Mare, un inginer sau un specialist în alt domeniu. Există o șansă din asta, pentru că până acum tinerii de aici toți vor să plece. Nu văd un tânăr care să zică, băi, eu vreau să rămân la Satu Mare după ce termin facultatea. Există șansa asta de a-i aduce înapoi? Există. Există. Putem spune clar că există. Adică un tânăr care a plecat din Satu Mare la Cluj, la facultate, foarte mari șanse sunt ca să găsească aici un job în județul Satu Mare. Nu pot să spun că chiar în Satu Mare sau în Carei sau în Negrești, dar în județ cu condiții similare de la Cluj. Și inclusiv financiare. Similare. Acum... Cât de mult spun agenții economici că o să te ajute? Noi suntem aproape, oricum suntem aproape de autostradă unde e la Iarmi acum. Dar vor să o aducă și mai aproape aici, când acum s-a pus o bornă zero, va fi legată centura Sătul Marelui, care încă nu e gata, dar mă rog, e o poveste asta, de autostradă, și o să putem merge de la Satu Mare direct la Cale până în capătul Europei. Dacă... 10%. Ajută 10%? 10% o să fie creștere. Da, asta e chiar. Asta deja s-a discutat, s-a făcut și calculele. Adică foarte simplu. În primul rând, costul de transport imediat avem cost mai mic, că dacă un tir trebuie să vină de la capătul autostradei unde este acum lângă Matei Sorcă, înseamnă că vine până în Satul Mare, Iarmi, Matei Sorcă. Ăla înseamnă 2 ore aproximativ, cu vamă, cu tot. Ajunge la firma X în Satul Mare. Avem cintură, o să avem legătură directă. Și în 15 minute am trecut vama. Dacă intrăm și în Schengen, asta ar fi minunat. Vorbim de clasic. Clasic. Și dacă am intrat în vama de acolo, direcțiile, căi Germania, căi Italia, Franța, există. Da, va fi un avantaj de care trebuie să profităm, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Da. Noi ca și județ, nu neapărat doar ca municipiu, pentru că am văzut, sunt firme... Foarte multe. Noi nu știm multe. A fost aici, apropo de Camera de Comerț, am făcut un interviu săptămâna trecută cu Daniela Culicu, directorul Camerei de Comerț, și ea un proiect transfrontalier extrem de interesant, cam ce faceți voi cu Expo, cu industrie, așa. Ei încearcă să ne arate prin acest proiect ce se poate vedea în Satu Mare și ca un fel de turism de weekend. Și am rămas uimit de câte locuri n-am văzut în județul Satu Mare și câte chestii interesante pot fi văzute. Cred că așa e și cu industria în Satu Mare. Noi nu ne dăm seama că sunt locuri în județ unde se face un anumit tip de industrie sau în altă parte, nu? Nu doar în Satu Mare și Carei. Vă spun că și eu am rămas surprins de câteva firme care au venit și vor să fie prezente la Expo Industriei. Adică nu prea m-am gândit că există astfel de fabrică. Hai să dăm și exemple, în județ. Bun, știm, fabrica de la Foien, care e cunoscută, nu e o fabrică de la Foien. Asta e nu mobilă, nu la, da, mobilă, nu m-am mobilă. Referit. Prelucrarea metalului, de exemplu, o să vină o firmă din zona Careiului cu prelucrare de metal. Ei fac foarte multe produse dedicat pentru grădina. Dar niște produse splendid. Nu poți să spui altceva. Adică omul... cu fier forjat sau nu știu. Da, ceva asemănător. Dar ei lucrează cu sisteme laser, lucrează puțin cu un stil mai modern, dar puțin și varianta aceea mai veche, care ne cunoșteam de la bunicii, străbunicii noștri. Adică chiar o să fie frumos. Sau chiar o să avem o firmă
pe domeniul acesta termopane, care acum s-a explodat. Într-adevăr, dar o să aibă pe lemn, de exemplu. Sau o să avem, dacă revenim la textil, o să avem o firmă afară care, cred că cel mai cunoscut designer din județul nostru, și o să fie afară la Expo cu noile creații, care este dedicat pentru Expo Industry. Adică s-au gândit că să fie cât mai frumos, cât mai elegant. Adică chiar și eu am rămas de multe ori surprins că, într-adevăr, cât de varietat este, cât e varietatea acestă în județul Satu Mare pe plan de producție. Și problema cu grădina Rome că avem restricții, adică nu avem spații. Dar anul viitor... Cum ați selectat cele 22 de firme? Că bănesc că v-am mai căutat. Greu. Sincer. Greu a fost. Cu mulți deja ne-am înțeles pe anul viitor. Sunt firme cu care ne-am înțeles chiar pe următorii 5 ani că vor să participe la Expo Industry. Și cu asta deja am și explicat că și anul viitor o să fie. Da, avem planuri foarte mari cu Expo Industry. Acest Expo Industry nu numai pe Satu Mare. Avem planuri de a ieși în alți județi, de exemplu în Cluj sau în alte țări, Budapesta sau în Germania. Chiar era una dintre întrebări pe final de emisiune, care clasicele târguri acelea de care se fac pentru absolvenți, eu cred că sunt puțin depășite acum. Vă gândiți la ideea asta de a merge spre studenți, spre elevii din anii terminali, spre studenții din anii terminali, să-i convingeți că, uite, astea sunt firmele la Satu Mare, haideți măcar o dată, vedeți ce se întâmplă pentru cei care sunt în anul 3 la anul facultate. 3 sau anul 2 sau la master. Anul viitor, în iunie, este planificat un Expo Industry și la Cluj. Suntem în tratative să vedem spațiul, locația cea mai potrivită pentru astfel de eveniment, dar chiar am primit acceptul că ok, suntem, vă așteptăm cu drag. Următorii, maxim într-o lună, o lună jumate, două, cel mult, o să avem toate informațiile pe anul viitor. Noi planificăm, adică eu așa am planificat că Expo Industry la Cluj-Napoca să fie undeva în prima sau a doua weekend din iunie 2022. Asta ar fi. Bineînțeles, suntem în discuții chiar avansate cu Budapesta, la Hung Expo. Că și acolo anul viitor repornesc activitățile de expoziționale, adică putem spune că cel mai mare evenimente de expo cam la Budapesta s-a ținut în ultimii câțiva ani. Și sunt două, trei segmente unde aș putea aduce noi din Satu Mare expozanți la Budapesta. Tot prin sigla Expo Industrie Satu Mare cu echipa. Suntem în discuții pe Germania. S-a pornit o discuție acum către Italia. Adică, vă spun, sunt planuri bine gândite pe viitor. Nu vrem că să rămânem un simplu Expo Industry local. La Satu Mare și gata, local. S-a terminat. Nu, vrem. Și cu Budapesta, și cu Bucureștiul am discutat deja, cu Rome Expo. Am discutat, am început să discutăm, să vedem cum putem găsi acolo o porțiune când au ei un anumit eveniment, ca să putem duce noi fabrici producători din Satu Mare la București. Sunt discuții. Asta în următorii câteva luni o să avem un calendar cam bine gândit pe 2022, 2023, chiar 2024, că trebuie să ne gândim multe lucruri să combinăm ca să fie toată lumea să aibă loc. Eu așa m-am gândit că 2025, când cel puțin 6-7 evenimente să fie plan european. Dacă prindem și un... Îmi place de tine. Gândește până în 2020. Și eu sper să nu mai avem pandemie și nimic să nu ne mai conturbe viața noastră asta pe care
Am avut-o înainte de 2020, da. E bine că putem gândi atât de departe, că deja ni se pare departe, 2025. Da, ideal ar fi să-i și aducem acasă și pe cei care au lucrat în Marea Britanie, care odată cu Brexit-ul probabil au simțit o ușoară nesiguranță acolo. Poate îi aducem acasă, nu știu cum îi motivăm. Exact, adică... Îi ducem lipsă de cred că de meseriași. O simți și tu și cred că tot fiecare sătmărean. Dacă acum cauți unul care să-ți repare aerul condiționat, ai o problemă. Sau dacă cauți un instalator, ai o problemă. Un zugrav, un tâmplar, un orice. Orice domeniu. Ora actuală putem spune că în fiecare domeniu este lipsă de forță de muncă și lipsă de forță de muncă și de specialiști. Orice domeniu. De asta spun că ar trebui atrași să încercăm să-i readucem acasă pe cei care au plecat. Nu știu cum am reușit să facem treaba asta, dar... Cu promovare, cu a se fi prezent, să arătăm cine suntem, altfel nu merge. Altfel nu merge. Da, n-am spus surprizele la început, dar hai spune niște surprize de care tot pomeneai tu la începutul emisiunii, minutul 5. Da. În afară de bun, treaba cu șeful am reținut-o, pentru că în ultima vreme cred că fiecare e fascinat de, sau cel puțin o jumătate de oră în fiecare familie, canalul Paprika TV funcționează. Eu cred că nu e om în satul mare să nu se uite măcar o dată. A crescut chestia asta de cooking. Da. Bun, în afară de surpriza cu șeful pe care o aveți. Asta o să fie într-adevăr o surpriză destul de chiar gustoasă, eu așa spune. Mai ales că am citit și meniul care se va pregăti pentru a găti, ca să vedem la produsele lor. O altă surpriză, zona copii. Adică chiar am reușit să găsesc niște firme care au echipamente potrivite, mă refer topogan, jumping, cam pentru toate vârste. Și doi surpriză. Eu așa spun că deja ar fi și important. Adică produsele vândute sau comercializate să fie din satul mare. Berea de la satul mare, vinul din județul satul mare, țuica din județul satul mare, alimentele preparate în grădina Romei, marea majoritate, cam cum am calculat noi, undeva peste 50%, tot produse din satul mare, adică producător local. Adică deja asta e, vreau să vă spun și este părăcăunit. Produsul sătmărean este un produs bun. Că este costum sau este un pahar de bere, este produs al nostru și este un produs de calitate. Și dacă avem un pahar de vin, sunt cel puțin 10-15 producători în județ, unul este mai bun decât celălalt. Adică, sau încearcă să fie mai bun ca celălalt. Sau la țuica. Adică asta la pălincă suntem... Asta ar fi și... Asta este Ezer Meșter, știi? Nu o să avem, ce știu eu, sute de comercianți cu tot felul de... Briz-brizuri? Da, nu. Asta chiar exclus. Exclus. Bineînțeles... Să vedem acolo să fie de calitate. Când... Totul, numai de calitate. Totul și totul. Și ar fi încă pe partea de cultural, artistică, eu acel moment, parada modei, aștept cu nerăbdare să văd artiștii noștri, designerii noștri din domeniul acesta textil cu ce ne pregătesc. Că nici eu nu știu. Cu siguranță va fi o surpriză. Deci pentru doamne, încă o dată să spunem, când e parada modei, e vineri. Vineri, la ora 8, de la ora 18 până la ora 20, dar nu numai pentru doamne, și pentru domni. Da, domnii scot portofelul. Și cardul. Mai mult costul. Da. Da. Și pentru domn, normal, că domnii plătesc. Adică eu așa este gândit evenimentul, cum am spus și acum jumătate de ore, familiar. Eveniment dedicat pentru familie. Eveniment unde de la mic la mare poate să vină, să se simte bine,
să vorbească cu prietenii, să fim cât mai sociabili între noi, să fim, să putem, să fim iară împreună. Eu asta aș 5, spune. 8 august, nu vă faceți program. Avem ce face în Satu Mare. Chiar mâine seară o să fie un interviu și foarte multe imagini de la Tășnad. E o zonă care merită promovată și acolo e o discuție cu primarul Adrian Farcău. Ei chiar se străduie să facă din Tășnad cu adevărat o stațiune de interes național. Am văzut într-o zi de marți foarte multă lume din o grămadă de județe și cred că și asta ar putea să, pe lângă Expo Industrie, și trebuie să ajutăm și turismul din județul Satu Mare să crească la oaltă. Pentru că, până la urmă, industria e și Horeca și e, la fel, pe lângă Horeca trăiește, apropo de producătorul de vin, trăiește și cel de vin, că și el face parte și ăla de pălincă. Exact. Da. Este un lanț complet. Este un lanț complet. Și dacă am vorbit de turist, atunci un lucru important, aeroportul Satu Mare o să fie prezent la Expo Industrie ca invitat special pentru a promova liniile aeriene ce încet, încet vin. Da, leagă sătmarul de Europa, da. Cât mai multe avem, Roma, Londra, Frankfurt, München, București, nu mai știu, cred că am spus totul. Și chiar este și o mândrie a noastră din județul Satu Mare, din Satu Mare. Deja așa mândri suntem că nici nu ne mai comparăm cu Baia Mare, că n-avem, că îi batem la orice. Deja e vorba aia, 14-0 îți dau o minge în altă și te bat la 15, știi? Da, avantaj. Da, asta e mândria noastră. Uite, în ultima vreme am cam... Nu cred că are Baia Mare ceva în plus față de noi. Dacă... Înainte, ții minte înainte cum era? Când a apărut, nu mă duc mai departe decât metro când era la Baia Mare. Wow! Mergeai la ei la cumpărături. Când a apărut fast food-ul, ca să nu-i dau numele, nenea cu mâni. Da, mergeai, efectiv, făceai turism numai ca să mănânci un burger, bate-l noroc cu burger. Da? Acum nu mai ai motive să mergi, să spun așa, doar pentru chestiile astea. Bune. Da, în Satu Mare sunt și lucruri și mai bune, mă refer, și ca restaurante, și ca omenie. Și în primul rând, județul Satu Mare este un județ unde putem să ieși oricând, orice zi. Am avut acum 2 ani la Festivalul de Bere o formație nu foarte cunoscută de Monogex. Și tinerii aceia au spus că oare dacă ei mai rămân cu o zi aici în Satu Mare, au ce să vede. Și am spus, da, stați fraților. M-am luat hârtia și pac, 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 pac. O listă întreagă. Da. Și a spus că, ok, îl ajut cu o mașină, că ei au ceva mașină din asta cu care au venit, dar una din asta, un microbus, ceva, care să și cu șofer. La ora 12 noapte au sosit înapoi, m-au sunat și au spus că ei vin în parc, încă eram deschis, era cu un alt concert, și au spus că ei, așa ceva încă n-au văzut. Adică șoferul a explicat exact că s-a construit în 1300 ore cât și când au făcut turul acesta a județului Satu Mare și au spus că într-adevăr există locații, dar trebuie promovat și acela. Și pentru aceea am spus și la început, artiștii care vin la noi, că din București sau din Budapesta, ei ne promovează și pe noi, reciproc. Adică ei vin numai să cântă, dar explică mai departe. Uite, o să pună pe Instagram, o să pună pe Facebook, o să pună peste tot, pe canalele de YouTube și cu siguranță o să ducă Sătmarul mai departe. Mersi mult, ne vedem 5-8. Exact, vă aștept pe toată lumea, dragi sătmăreni, cu mic, cu mare, la Expo Industrie Sătmare. O să zice cu mic, cu bere. Da. Plus 18 atunci. Plus 18, da. Imediat vine. Cu mare, da. Vine, da. Și primim și o amendă. Nu, este și bere fără alcool acum, să nu fim și noi ca Pogba, știi, dăm bere la o parte. Da, da. Nu să avem bere fără alcool. Nu? Nu, nu face adi bere fără alcool. Nu. Să bere fără alcool nu cunoaștem. Adevărul e că am băut la Satu Mare bere cu mult alcool, nu știu, cred că avea 12%. Nu recomand nici măcar dușmanilor. Bun, e bună la gust, e o extraordinară.
extraordinară, dar oricum avem o bere bună în Satu Mare, apropo de asta, plus 18 ani, am trecut de o anumită oră. Mulțumesc mult, Istvan, ne vedem la Expo Industry și sperăm ca toți sătmăreni să se simtă bine și în primul rând să găsească utilitatea pentru fiecare de acasă, pentru cel mic și cel mare, cum spuneai tu. Mulțumesc mult, ne vedem mâine seară cu un interviu de la Tășnad, ducem actualitatea sătmăreană la Strand. O să vă invităm să vedeți ce se întâmplă acolo. Sunt lucruri frumoase și un primar care încearcă să ridice Tășnadul chiar la nivel național. Ne vedem așadar mâine seara la ora 20, numai bine!